Beloved brothers and sisters, iubiți frați și surori în Hristos, this is Brother Frank, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. With much thankfulness, we look back to the meetings. Cu multă recunoștință privim în urmă la adunările pe care ni le-a dăruit Domnul în acest sfârșit de săptămână. S-au adunat oameni din întreaga Europa, din Rusia și alte țări din Europa de Est și de Vest și, de asemenea, din Africa și din alte națiuni. Prin harul lui Dumnezeu am împărtășit scumpul cuvânt făgăduit pentru acest timp. Cuvântul pe care l-am citit și l-am accentuat se află în Deuteronom, capitolul 4, versetul 10, în special partea a doua a versetului. Adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb, când Domnul mi-a zis, strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele. Strânge poporul meu la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele. Iubiților, nu putem intra acum în detalii, pentru că avem la dispoziție doar câteva minute. Dar acesta este mesajul ceasului. Strânge poporul meu la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele, cuvintele mele originale, scrise în Sfintele Scripturi, pe care noi le numim Biblia. Iubiților, privesc în urmă la mulți ani petrecuți în împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, privim în istoria, privim la Ierusalim, am auzit anunțul cu privire la Ierusalim, capitala Israelului, l-am văzut pe președintele Statelor Unite cum a mers la zidul plângerii și a pus mâinile pe acesta și s-a rugat pentru Israel. Iubiților, nu pot intra acum în detalii, dar timpul aproape că s-a încheiat. Fratele Branham a spus, dacă vreți să știți cât este ora, uitați-vă la ceas. Dacă vreți să știți ce zi din săptămână este, uitați-vă în calendar. Dacă vreți să știți cum înainta timpul pe ceasul lui Dumnezeu, atunci priviți la Israel. Prin harul lui Dumnezeu, Domnul însuși își va încheia lucrarea cu cei aleși care acum cred cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Fiecare făgăduință este în curs de împlinire, în curs de a deveni realitate. Mesajul acestui ceas este realitate. De asemenea, am făcut comparația cu Matei 11, când Domnul nostru a întrebat, ce ați ieșit să vedeți, referindu-se la slujba lui Ioan Botezătorul? Ați ieșit să vedeți o trestie clătinată de vânt? Doriți să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Pe cine ați ieșit să vedeți? Un om trimis de Dumnezeu, făgăduit în cuvântul lui Dumnezeu.
În Maleahi, capitolul 3, versetul 1, care vestea mesajul, care pregătea calea Domnului și înfățișea un popor bine pregătit să-L întâlnească pe Mesia. Acum se împlinește a doua făgăduință. Și iată versetele care conțin cuvântul cheie, trimis. Eu vi-l voi trimite pe prorocul Ilie. Așadar, Dumnezeu este Cel care dă trimiterea, iar prorocul aduce mesajul. Prin harul lui Dumnezeu, eu pot mărturisi că l-am cunoscut pe mesager începând cu anul 1955. Iubiților, Israelul sărbătorește al 70-lea jubileu. Apoi din anul 1948 până în 2018 au trecut 70 de ani. Cu siguranță că n-a fost un accident când în 1948 mi-am dedicat viața Domnului, am primit har, l-am primit pe Domnul ca mântuitor personal. În anul 1948, în 1949 am fost botezat cu Duhul Sfânt. În 1953 am citit cartea William Branham, un om trimis de Dumnezeu. Această carte am citit-o în anul 1953, după care, desigur, am avut o dorință puternică să-L întâlnesc pe omul trimis de Dumnezeu. În 1955, în timpul adunărilor de atunci, am avut ocazia să văd zilele Bibliei, să-L văd pe prorocul făgăduit pentru timpul nostru. De atunci am fost în legătură, am vorbit la telefon, l-am vizitat, am avut conversații private prin harul lui Dumnezeu. Un om trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, în timpul nostru. În Romani 10 este scris, cine a crezut propovăduirea noastră? Cine este trimis? Numai dacă avem o chemare, o însărcinare, doar atunci suntem trimiși în conformitate cu însărcinarea divină. Toți prorocii au avut o însărcinare divină. Moise a putut spune, Cel ce m-a trimis, Isaia a putut spune, trimite-mă. Ieremia și ceilalți proroci la fel. În 1933, fratele nostru iubit, William Branham, a primit trimiterea divină ca să aducă mesajul care va premerge a doua venire a lui Hristos. Apoi, fraților, de ce să o spun? Am amintit acest lucru de mai multe ori. Dar eu, fratele Frank, am auzit de mai multe ori glasul pătrunzător al Domnului. Prima dată a fost pe 2 aprilie 1962, când Domnul m-a însărcinat și a spus, te voi trimite în alte orașe ca să predici cuvântul meu. Când Domnul mi-a spus,
robul meu depozitează hrana. Iar prorocul a spus, hrana pe care trebuie să o depozitezi este cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp. Iubiților, strânge poporul meu la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele. Vreau să adresez o întrebare tuturor fraților care pretind că cred mesajul. Cine a fost folosit de Dumnezeu din clipa când prorocul a fost luat în slavă? Cine? Cine a avut o însărcinare divină confirmată de proroc prin repetarea cuvânt cu cuvânt în limba engleză a ceea ce Domnul îmi vorbise mie în limba germană? Apoi el a spus, așteaptă cu împărțirea hranei până vei primi și restul. Iubiților, nu doresc să intru în aceste detalii, dar căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite și chemările lui Dumnezeu vor rămâne pentru totdeauna. Dumnezeu știe ce face. Și îi întreb pe toți frații, cine a primit o însărcinare divină să meargă din oraș în oraș, din țară în țară? Cine a fost în 165 de țări? Cine a predicat în lumea întreagă? Cine a avut o slujbă la 56 de posturi de televiziune de pe pământ, ajungând la 10-12 milioane de oameni, vestind cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp, dând ultima chemare, cum spunea iubitul nostru frate Branham? Mesajul acestui ceas este înapoi la cuvânt, înapoi la cuvânt, înapoi la învățăturile originale ale apostolilor, înapoi la început. Nici o învățătură străină, ci doar cuvântul lui Dumnezeu. Apoi mi-aduc aminte de ziua de 28 decembrie, când am auzit cu urechile mele cum Domnul a spus, robul meu strânge poporul meu la mine ca să audă cuvintele mele. Nu doar lui Moise i s-a spus, dar aici stă fratele Frank. Da, da, prin harul lui Dumnezeu. Robul meu strânge poporul meu la mine ca să poată auzi cuvintele mele. Domnul care a fost cu Moise, a fost cu William Branham și a fost cu noi și încă este cu noi și astăzi. Iar acei frați care au învățături străine cu privire la tunete, la parusia, la slujba întoarcerii, despre toate aceste învățături greșite care produc dezbinări, un lucru este sigur, voi nu aveți o chemare divină. Dacă ați avea o chemare divină, ați predica cuvântul lui Dumnezeu și ați lăsa totul în seama lui Dumnezeu. Nu ați înțelege greșit nicio afirmație făcută de fratele Branham, pentru că ați aduce totul înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Și ați permite ca să vorbească autoritatea finală și ați respecta ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul său. Fratele Frank a tradus toate predicile fratelui Branham. Iar când traduci, trebuie să citești atent fiecare propoziție și trebuie să înțelegi înainte ca să poți traduce în altă limbă. Prin harul lui Dumnezeu pot să spun aceste lucruri înaintea Dumnezeului cel atotputernic,
care m-a chemat, care m-a trimis, care mi-a dat îndrumări de-a lungul acestor mulți ani. Iar atunci când ne adunăm împreună, împărtășim cuvântul lui Dumnezeu. Încă o întrebare pentru voi toți care ascultați. Ce s-a întâmplat din anul 1966 încoace, când fratele Branham a fost luat în slavă pe 24 decembrie 1965? Ce s-a întâmplat? Adevăratul cuvânt, adevăratul mesaj a fost predicat pe tot pământul. Nici măcar o dată nu m-am implicat în vreo explicație, în vreo răstălmăcire sau în vreo învățătură greșită, nici măcar o dată. Și am adus tot ceea ce a spus prorocul înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Și mărturisesc că nu există altcineva pe pământ care să-l prețuiască pe William Branham și locul pe care i l-a dat Dumnezeu mai mult decât fratele Frank. El a fost prorocul făgăduit pentru vremea noastră. Toate lucrurile care i-au fost descoperite lui, noi le vestim din cuvântul lui Dumnezeu și chemăm poporul lui Dumnezeu la olaltă ca să audă numai cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că prorocul ne-a adus înapoi la cuvânt, nu la interpretări care provoacă dezbinări, ci înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Un domn, o credință, un botez, un mesaj adevărat pentru mireasa lui Hristos, timpul chemării afară, timpul separării, timpul pregătirii. Așadar, Dumnezeu nu s-a dus să se culce pe 24 decembrie 1965, ci El a continuat și continuă să lucreze și astăzi. Iar Domnul își va încheia lucrarea cu cei chemați afară, cu aceia care nu sunt în confuzie. În trupul lui Hristos nu există nicio confuzie. Nu există nicio confuzie în cuvântul lui Dumnezeu. Iar mireasa este o mireasă curată a cuvântului, fără ca în ea să existe vreo interpretare. Mireasa cuvânt va fi pregătită pentru mirele cuvânt ca să-l întâlnească atunci când va veni. Iar a doua venire va fi o realitate, nu doar o descoperire sau o învățătură. Domnul nostru însuși va reveni și mai întâi vor învia cei morți în Hristos, iar apoi noi cei vii vom fi schimbați și împreună vom fi răpiți ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh. Apoi vom merge să fim cu El pentru totdeauna și va începe ospățul de nuntă al mielului. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.